vacanță la bunica la țară. Mergem 10 ore prin pustietate până nu mai e urmă de civilizație în spate. Și dacă undeva pe drum o să parcăm mașina, nu dragă n-am ajuns, mi s-a terminat benzina. Mai mergem la pas vreo 3 ore jumate până vezi o casă mare, a noastră e aia din spate. Ridici privirea sus și o să vezi drapelul. Acolo șade în train, nenea colonelul. Ce face toată ziua, cine n-ai mai știe? Nu scoate două vorbe de când a fost în pușcărie. Dar nu te speria, avem și magazin. Până ajungem la el facem foarte puțin. Cum ieși din curte, faci la stânga vreo 10 metri și apoi în linie dreaptă încă 6 km. Ce frumoasă este viața pe la sate dimineața. Nici nu s-a crăpat de zi. Și eu am înțeles că vrei la sate. Ce frumoasă este viața pe la sate dimineața. Nici nu s-a crăpat de zi și ne cântă cocoșii. Of, oh, mi-ai promis vacanță în state și uite m-am pus dietate. Una spui și alta faci, mă umpli toată de dragi. Toată de dragi, of, oh, oh.